Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu noi meciuri de StarCraft 2. Iarăși avem un Best of 3 autentic între Hydra și Dignitas S-Jau, colegul de echipa lui Select, care la ultimul Asus ROG, meciul acela cu Hero sau meciurile cu Hero au fost ceva de genul What, Select, you quitten? Da, urâtă treabă, oricum, din câte țin eu minte, a ajuns undeva până prin sferturi, dacă nu mă înșel. Dar oricum, Select nu mai este cel care a fost odată, sau cel puțin asta este impresia mea. Oricum, meciurile de astăzi, sau mă rog, primul meci cu care începem seria asta de Best of 3 este, sau se desfășoară pe Tal'Darim Altar. Hydra, nu cred că mai are rost să fac vreo introducere pentru el. Și S-Jau, jucător european, solid la teran, însă să vedem dacă va putea să-i țină piept lui Hydra atunci când va unleash the Kraken, da? În altă ordine de idei, casturile mele o să iau, să zic așa, un tempo mai încet la apariție, ca să ne înțelegem. Nu o să mai apar o dată la 20 și mai departe, ci doar în weekend, atunci când voi avea timp să le fac. Asta este, prieten, trebuie să mă ocup de școală, nu vreau să risc să, nu știu, să nu-mi iau vreun examen și să nu intru în licență, chestii de genul ăsta, deci puțin înțelegere. Oricum, Reg acolo și el activ, facem și noi cum putem. Și da, ăsta este anunțul cel mai important, să spun așa, deci casturi din partea mea. O să mai puteți să vedeți doar în weekend-uri, sâmbătă, duminică și cam atât. Da, am noi de idee, am văzut acolo și pe site o mică ceartă care a început, sau mă rog, niște concluzii trase din partea lui Ascan în legătură cu rasa pe care o joacă, și anume Protoss. Spunea el că în urma ultimului Asus ROG, ROG este foarte, foarte dezamăgit de Protoss, consideră că este rasa cea mai slabă și la ce ne-a arătat Stefano și cum a jucat cu, sau mă rog, versus toți Protoss pe care i-a întâlnit omul ăla, cum să zic eu, chiar te gândeai așa, deci dacă joci Protoss, ce dracu poți să-i faci? Erau și comentatorii aia care spuneau că la saună s-au strâns toți Protoss și au făcut așa un consiliu de război ca să pun la cale o strategie pentru a-l bate pe individul ăsta. Păi, acum am spus și eu părerea. În primul și în primul rând, cred că Protoss trebuie să-și schimbe acel stil de Forge Fast Expand. Este un stil care te pune atât de în spate cu tech-ul la Protoss, inclusiv cu acel Warp Gate Tech. E adevărat că după ce începe să-ți intre în acțiune economia, da, o să fie super ok, dar până atunci zergul o să fie peste tot pe hartă, ați văzut și voi cât de frumos se extindea Stefano și așa mai departe. Deci eu tare cred că ar fi foarte indicat să se revină la acel Centric Span, să existe Warp Gate-ul ăla cât de cât terminat, să se poată pune ceva presiune pe zerg, ceva de genul cum merg teranii ăștia cu helioanele alea, deci și zergul trebuie să facă ceva de genul ăsta. Acel push cu Sentry și Zeloți funcționa destul de bine la un moment dat. Pentru că din câte am văzut, acest Forge Fast Expand is not a viable build anymore. Zergii știu cum trebuie să răspundă, imediat își iau un third și apoi vine Stefano și face praf tot ce mișcă pe hartă din partea Protossului. Noi ne întoarcem la meci pentru că am vorbit destul de niște, să mă rog, de o rasă care n-are nicio legătură cu match-up-ul de astăzi. Un furt aici la gaz din partea lui Hydra și să vedem dacă vom mai avea parte de un drop cu helioane în momentul în care apare un singur medivac pe câmpul de luptă. Încă nu s-a început, acum începe cel starport, domnul S-Jau, iar Hydra, haideți să vedem, are niște zerglingi aici, există bunkerul și Hydra imediat se retrage.
În tot acest timp, SG-ul parchează frumos aici, 3 helioane, va împiedica orice tentativă de împingere a creep-ului și dacă Zerg-ul vrea să-și ia un third, păi în primul rând va trebui să spargă rocile astea de aici sau să se ducă pe un ninja fast expand, aia presupune că odată ce acel hatchery se va termina, poate că acele helioane vor veni și vor intra în linia de minerale, deci destul de greu să iei un third cu, e adevărat, sunt doar 3 helioane momentan. Dar SG-ul continuă producția lor, Zerglingii parcați aici au primit și acel Metabolic Boost, deci se vor putea mișca super, super rapid. Și momentan stăm, Hydra dronează la greu și, oh, ce frumos, i-a intrat în baza lui SG-ul, incredibil Hydra! Și vede tot ceea ce vine înspre el, vede acest starport, faptul că produce, sau mă rog, că se produce unitate de aici, automat te gândești că este acel... Că este acel medivec și uitați cum răspunde jucătorul Zerg, imediat trântește aici doi Spinecrawler. Deci automat când se va încerca dropul ăla, Spinecrawlerele astea vor putea să își spună cuvântul și foarte frumos reușește Hydra să împingă acele trupe, sau mă rog, până le-au venit frățiorii mai mari acestor helioane. Medivecul este și el prezent pe hartă, haide să vedem ce va reuși să facă SG-ul și dacă va putea să omoare cât mai multe drone aici. Spinecrawlere s-au terminat și nu știu dacă timingul lui SG-ul a expirat, rămâne de văzut, mai sunt și ceva Banish, nu, Banish Nestul mai are un pic și se va termina, Spira începută și ea și SG-ul trebuie să facă damage-ul de care are nevoie, însă sunt și Queen-uri, sunt și Spinecrawlerele astea, Spira 25% terminată și cât de crucial a fost acel scouting cu Zerglingi, a aflat exact ceea ce avea de gând SG-ul. Moment nasol pentru Terran în spatele acestui, să zic așa, succes tactic. Hydra continuă să droneze și așteaptă foarte liniștit terminarea acestui sau terminarea acestei spire. Nici vorbă de steam început pentru acești mărini. S-au mai produs parcă două helioane și după aceea domnul SG-ul s-a oprit. Avem un viking aici care frumos încearcă să vâneze acești overlords, însă Hydra avea unul singur aici. Poate dacă l-ar duce pe flancuri, ar mai prinde și pe ăsta și pe ăsta. Dar ce mai poți să faci cu helioanele astea? Ia uitați ce frumos a baricadat aici Hydra. Și e o treabă foarte interesantă că nu vedem wall-ul ăla clasic atât de recomandat de foarte mulți, că să spui Evo Chamber aici, uitați cum joacă Hydra. Și helioanele astea ce au făcut meciul ăsta? Nimic altceva decât să se parcheze pentru marea, să zic așa, marea majoritate a timpului au stat în fața bazei lui Hydra parcate, altceva nu au făcut. Și acum avem primele mute pe câmpul de luptă, încă 3 în producție, haideți să vedem câte sunt în total. Sunt 7 mute. Și acum helioanele astea pur și simplu nu mai au ce să caute aici, trebuie să plece. Stimul la jumătate cercetat pentru SG-ul, nici turete nu are în bază jucătorul Terran. Oh, doamne, doamne, doamne. Tureta o să se cadă, cancel, SG-ul pe ea. Nu cred că a dat cancel acolo. Și... Dar momentan va încerca să se apere cu mărinii ăștia, însă dacă ați mai urmărit meciurile lui Hydra, știți foarte bine că omul ăsta îi place să meargă undeva la 30 de mute odată pe câmpul de luptă și pur și simplu îl va ține pe Terran acolo și el se va extinde aproape pe tot flancul ăsta și aici, și aici, și aici, așa mai departe. Deci, Terranul va fi extraordinar de greu să mai iasă din propria bază. În continuare se produc mute, începe, sau mă rog, se termină în curând upgrade-ul de Zerg Flyer Attacks Level 1. Și mutele astea foarte active pe hartă, poate ar trebui să vină și pe la acest Selnaga pentru a-l anula sau a-i anula complet viziunea lui SG-ul, să-l facă pe Terran să rămână blind. Și haideți să vedem cât de... va face snipe la acest Tech Lab de pe Factory, se cercetează Siege Tech-ul, oh, doamne Dumnezeule!
Ezgeau băgat urât de tot în spate, nu are acel siștec, nu poate să iasă pe hartă. Beninjea, dacă va fi atât de foolish teranul să iasă pe hartă, Beninjea vor putea să nimicească trupele alea de mărini. Nu există splash damage din partea acestor tankuri, care momentea sunt tankuri simple, da? Nici vorbă, deci scrie siștec fără chestia asta, nici vorbă de siștec sau siștecuri. Începe să lucreze și aceste... trebuie să-mi dau un pic mai încet volumul în căști, pentru că pur și simplu e prea, prea tare, așa e mai bine. Iar acum, sau, și o chestie tare interesantă, n-a terminat de distrus aceste roși, probabil că era frică de un posibil atac pe aici, pe la această rampă. Vedem toate trupele și efectivul lui S.J. au adus aici pentru a se putea apăra, dar... nu mai produce siștec, nu mai cercetează, what the hell. Dacă nu cercetează, mai putea să iasă pe hartă, nici vorbă să iasă aici în față, să poată să-și protejeze. De ce ieși în față? Ca să poți să îți protejezi acest expand. Mutele din nou, Hares, haideți să vedem așa de curiozitate câte sunt. 22, mai are 8 și o să fie 30, 71 de Bailing, sau 71 de Bailing, Dumnezeu, God, 71 de Zerling. N-am mai castat de mult, mai încurc eu pe aici butoanele. Uitați aia, oh, Jesus. Și acum pur și simplu ești au băgat în propria bază, trebuie să rămână și să apere, da? Altceva n-are de făcut, nu-și permite să facă altceva. Și Hydra un pic, să zic așa, careless cu mutele alea, adevărat, sunt, ia zi, cât este, 19, mai. Dar o să crească, produce într-una, Zerfire text level 2 și el pe drum și Zergul deja s-a extins și aici, pune și un spine crawler pentru a se putea apăra inclusiv de acele helioane, dar și de un drop. Din nou, mutele astea încearcă din răzputeri să intre aici și să facă ceva damage. Deschidem rapid acest tab de lucrători omorâți, doar 9 până acum, deci nu a făcut un damage extraordinar de mare, deci un bun defense din partea lui Ezgeau, dar siștecul ăsta este atât de delayed și normal, Hydra ar trebui să profite de treaba asta cu mutele astea pur și simplu. Așa cum am mai spus-o, va termina și aceste turete, va ține pe Ezgeau lipit în bază, da? Ia uitați-l cum îl aleargă, câte stimuri a trebuit să dea teranul pentru a prinde mutele alea. Și când ajungi cu mărinii aia, mutele au plecat și o să vin undeva în zona asta și tot așa și tot așa. O chestie extraordinar de enervantă și normal, la un moment dat, oricât de calm ai fi, o să zici, bă, știi ce, mai du-te, dragul, cu mutele tale că vin peste tine. Și haideți să vedem dacă acesta este momentul în care Ezgeau spune, fuck you, Hydra, I'm coming over. Siștecul terminat, avem 1-1 pe acești mărini, dar nu cred că va ieși foarte bine și ar trebui Ezgeau să facă siege, un singur tank, siege, uite acolo, două, să încerce încet și sigur să facă, oh nu! Scapă până la urmă cu destui mărini Ezgeau și mai are și aceste două siștencuri acolo în spate, cam multe siștencuri pierdute și o chestie care nu-mi place deloc este că luptă pe creep, acei Benny și Zerlinși vor beneficia de bonusul ăla de viteză pe care creepul îl oferă. Ce fangă l-a dat acolo și mărinii ăștia sunt pur și simplu pe roșu. Nu mai există foarte multă energie pe acele medivecuri sau cel puțin pe ăsta. Și ia, Ezgeau este pur și simplu obliterat. Steam la greu. Da, urât a ieșit meciul ăsta pentru Ezgeau. Și cu ce mai rămâne băiețașul nostru? Cu 21 de mărini și 4 siege tank-uri, dar Hydra s-a extins și aici. Mutele își reiau activitatea de zi cu zi. Câte mute are? 20. Interesting. Avem și Greater Spire pe drum din partea lui Hydra și cred că atunci când acei Broodlords vor apărea pe hartă și jucătorul american are destule trupe pentru a-i apăra, meciul se va termina pentru Ezgeau, nu că nu s-a terminat. Ia uitați-vă un pic la supplier 189 pentru Hydra, da, 200 la 124. Deci băgat în sfor urât de tot aici Ezgeau. Și se mai joacă un pic Hydra cu el.
Va aștepta până când acești Raptor vor fi morfați în Broodlords, după care va încerca să închidă meciul. Și Ezreal se chinuie încet, încet, mai urcă în supply, avem și un tor pe bara de producție și 7 mărini care sunt, să zic așa, născuți în ghilimele din acele barăci, 8 chiar, începe și upgrade-ul de level 2, dar haideți să uităm rapid pe upgrade-ul lui Hydra, 2 la carapace, 2 la atac, mutele au cele 2 la atac, deci... It's a losing battle ceea ce face Ezreal, însă ăsta este spiritul de care dă dovadă Ezreal, nu vrea să iasă, este să zic așa opus lui Hydra, care dacă vede că a pierdut, să zic, nu știu, vreo 5 infestori sau teranul vine aici la mijlocul hărții și începe să ia controlul, o să dea GG-ul. Deci doi jucători complet diferiți în ceea ce înseamnă mentalitate și giving up. Însă Ezreal știe și el că nu mai are ce Dumnezeu să facă, însă repet, mă gândesc că știți și aceste casturi sunt din cadrul NSL, deci nu vrei în concursuri de genul ăsta să give up so easily, însă StarCraft 2 e un joc care nu te iartă, deci... Probabil că Ezreal încearcă să-l mai obosească un pic pe Hydra, care face upgrade-uri la greu, mai face un Raptor acolo și ia uitați cine au apărut acești Broodlords care sunt într-o poziție excelentă, nici vorbă de vikingi, Thorii ăștia nu o să facă mare lucru și așteptăm din moment în moment să vedem GG-ul pe care Ezreal probabil îl va da și Doamne Dumnezeule, ce fungal growth aici pentru Dumnezeu! Pentru Dumnezeu, Magic Boxing pe acești tori, deci, victorie totală a Zergului, nu am ce să mai comentez la ce s-a întâmplat, s-a venit peste tot, mai sunt niște siege tank-uri, vin și aceste SCV-uri, dar e gata, prieten, pentru SG 170 supply la 91, probabil că o să cadă și acest Command Center, Banu sau Orbital, SG continuă să lupte, dar... E GG, dă și el GG-ul până la urmă. Și un prim match în care Hydra pur și simplu a arătat ce bestie e. Normal, mulți o să înceapă să zică, păi dacă n-ar avea mutele alea așa mai departe, tralala. Păi, ați văzut că acea spiră a venit foarte repede. Deci, păi, ăsta deci visa la așa, era complet nepregătit. Iar acel snipe la Siege Tech, întârziat, să zic așa, tech-ul pentru teran cu care poate să iasă pe hartă și să obțină map control versus acei zerglici versus infestor, da? Să poată să iasă aici pe Tal'Darim Altar undeva în zona asta, da? Să încerce să-și protejeze avenues of approach, da? Pentru că zergul va putea să vină pe aici pe mijloc și va putea să mai flancheze pe aici, da? Deci dacă tu poți să ieși pe hartă cu siege tech-uri, siege tank-uri mărini și așa mai departe, vei putea să-ți aperi acest expand și așa mai departe, dar cu acel delay, l-a ținut foarte, foarte mult pe Ezreal în propria bază, plus că mutele alea sunt mutele alea. Da, prieten, ăsta a fost primul match din această serie de Best of 3 între Hydra și Ezreal. Noi ne îndreptăm, nu știu de ce mă bâlbâi astăzi în halul ăsta, habar n-am, nu știu, nu pot să-mi dau seama, sper să-mi revin în casturile 2 și 3. Până atunci însă, când ne vom reauzi în acele casturi, Warbringer vă salută, vă mulțumește că ați urmărit alături de el acest match foarte one-sided și da, ne reauzim în meciurile 2 și 3. Toate cele bune! Ciao, ciao!